Ce sentimente v-am încercat împreună? În primul rând, emoțiile care ne înconjoară de fiecare dată când intrăm într-o competiție atât de mare și mai ales că era și presiunea asta de a ajunge locul mondial. Emoțiile sunt atât de puternice, cât ar trebui să ne luptăm cu ele ca să le putem scăpa. Cum era simțul mai când ați vorbit cu ea aseară, spre exemplu, înaintea meciului? Era ok și hotărâtă ca să facă pasul acesta, ca să ajungă. Ce v-a spus după meci? După meci mi-a spus atât două cuvinte decât v-a sunat și mi-a spus am ajuns numărul 1. Ați văzut, chinezii au tratat-o ca pe o adevărată regină. Au pregătit niște o surpriză de excepție la finalul meciului. Cum vi s-a părut momentul? Cum l-a străit? A fost extraordinar și le mulțumesc pe această cale și chinezilor care de fiecare dată au fost alături de Simona și au fost așteptate la toate turneele care au fost în China. Am rămas pur și simplu, parcă era ceva pregătit cu simbolul acela de numărul 1. Parcă erau pregătiți așa, deci ceva, a fost ceva divin care toată lumea credea și chinezii credeau că se va întâmpla lucrul acesta și în unele zile s-a întâmplat ceea ce am văzut cu toți. A fost merit să fie. Sigur. Cum a plecat Simona? A plecat încrezătoare că va câștiga? Da, bineînțeles, pentru că dacă nu ești încrezător în ceea ce faci, nu poți ajunge nicăieri. Vrei să crezi ca să realizezi ceea ce vrei. A muncit mult. Extraordinar de mult. De 20 de ani așteptăm acest eveniment să se producă și iată că s-a produs. Și de asta le spun tuturor că nu e ușor. Trebuie multă, multă, multă răbdare. De altfel, cum vă spun, că de 20 de ani așteptăm această minune. V-ați bucurat mai mult când am învins-o pe Maria Sharapova, veșnica ei rivală, sau acum când a devenit numărul 1? Nu. Acum că a devenit numărul 1 mondial. Pentru că a câștiga în fața altei adversare e ceva normal. La care și Simona pierde fața adversarilor ei. Deci e ceva normal. Dar ca să ajungi numărul 1, eu spun că e ceva special. De la cine ați primit felicitări pentru această performanță deosebită? De la toți românii. Și de aici, și de afară. Domnul Gheorghe Hagi v-a sunat și v-a felicitat. Ce v-a spus imediat după victorie? Ne-a spus felicitările de rigoare și să rămânem cât mai mult pe locul mondial. Este adevărat că după ce v-a spus Simona, tată, sunt numărul 1 mondial, a început să plângă de emoții? Sigur că da. Ne-am dat și am întrerupt legătura ca să putem mai vorbi mai târziu, să treacă puțin emoțiile și euforia asta de mare campion. Cine a prins mai mult, Simona sau dumneavoastră, acasă, familia? Sincer să vă spun, n-am numărat lacrimile ca să pot să spun cine e pe locul 1 și cine e pe locul 2. Dar au curs din belșug. Au curs din belșug. Asta înseamnă că suntem amândoi și toată familia suntem pe locul 1. Cum e să știți că Simona este prima după Ilie Năstase care reușește să ajungă în topul mondial? Prima jucătoare din jucătoare. Prima jucătoare. Cum e sentimentul ăsta? Alături de Ilie Năstase n-a mai fost nimeni. Simona e și acolo. Păi cum, avem doi campioni mondiali. Și doresc să fie cât mai mulți în România campion mondial. În toate sporturile, pentru că se muncește foarte mult și de asta toți sportivii merită să aibă și ei un loc lor. V-a sunat și domnul Năstase cumva? Poftim? V-a sunat și domnul Năstase? Nu. Adonesc că a sunat-o pe ea. Dar cum ați putut să rezistați în stația aici?